Okay. Bună dimineața, doamna Caterina. Bună dimineața. Cum a fost? A fost minunat. Am venit fără așteptări și am avut surprize doar plăcute. De la cazare, știm cum sunt cazările la mănăstiri în mod normal. Aici am avut o surpriză plăcută, m-am bucurat de faptul că am putut să stau și împreună cu soțul meu când am avut de vorbit, dar am putut să ne și separăm când cineva voia să citească și altcineva să asculte ceva. Ce să vă spun, au fost primele zile un pic mai dificile până ne-am obișnuit cu gândul că până s-a acomodat organismul. Cu adevărat, după ziua a treia, lucrurile s-au schimbat foarte mult. A trecut și foamea și poftele. Și fiind atât de multe zile și într-un cadru atât de prielnic, sufletește, pentru partea sufletească, am putut să mă conectez așa cu mine și să-mi ascult gândurile și să-mi simt emoțiile poate după mult timp. Ceea ce a contat mai mult decât orice. M-a bucurat foarte tare băile cu plante și celelalte terapii, vizitele la mănăstiri, excursia pe munte după 5 zile, a simțit că mi-am depășit niște limite, clar. Eu mă simt mult mai puternic acum. Dacă am reușit să finalizez aceste 7 zile fără mâncare, simt că pot să fac orice. Super. Ați reușit să vă deconectați suficient de București? Și tot ceea ce înseamnă marele oraș? Greu, abia în ultimele zile. Mi-a fost destul de greu, dar vedeți, este și această componentă, telefonul și internetul. Și dacă cu adevărat am reușit să ne rupem total de el, atunci chiar ar fi posibil. Poate în tabăra următoare, peste jumătate de an. Ce anume apreciați la postul ăsta terapeutic? Adică care dintre aspectele pe care le-am zis eu, fizic, mental, emoțional și spiritual, va impacta pe dumneavoastră mai mult? Primul, spiritual. Am avut niște trăiri pe care nu le-am mai avut de mult sau unele poate nu le-am avut până acum. Mental, o altă claritate. Am simțit o altă claritate în gândire, o altă putere interioară. Și fizic, nu mai zic, am pierdut cele 5 kg pe care mi le doream să le pierd. Am ajuns la greutatea dinainte de sarcini. Și mi-am dat seama ce mare putere are și proiectarea asta mentală, faptul că m-am gândit că mi-aș dori să pierd 5 kg, fix 5 am pierdut, adică la virgulă. Ce planuri de viitor aveți acum în ceea ce privește postul? Acum sunt foarte hotărâtă să merg pe drumul acesta, să țin minim o zi pe săptămână post cu apă. Am văzut că nu e greu, că se poate, că am putut să fac aproape aceleași activități pe care le făceam și în mod normal. Și mi se pare că au sens toate sfaturile care sunt trecute în recomandările, atât din cartea jurnalului unui post-terapeutic, dar și din mapa pe care am primit-o cu recomandări. Și dacă mergem pe drumul ăsta, cu siguranță ne va fi foarte bine. Înțelegeți acum că postul trebuie să fie și preventiv, nu doar ca metodă terapeutică la un moment dat când ajungem în stare de boală? Eu simt că ăsta îmi va fi un stil de viață de acum înainte. Odată ce ai gustat și ai trăit liniștea, pacea, starea fizică pe care am avut-o aici, nu cred că te mai poți întoarce la burger și la... Nu, eu așa cred. Fără o atenție foarte mare la tine și la ceea ce bagi în gură și ceea ce scoți din gură.
Și apropo de pofte, ați avut pofte de alimente mai simple sau mai complexe în perioada asta? Am avut pofte sănătoase, dar din fericire în ultima vreme cam la astea pofteam oricum. Nu vreau să mint, să vă spun că mi s-a întâmplat de câteva ori să deschid telefonul și să-mi apară reclame la niște alimente nesănătoase, niște mâncăruri pe care îmi plac în mod normal și mă abțin de la ele. Și am poftit foarte tare și mi-a fost greu de fiecare dată. Dar, nu știu, aici e altă putere. Sunt sigură că se poate face și acasă acest post, dar nu cu rezultatele astea, fără să te frustreze și fără să te chinuie. Având și vizitele la mănăstiri, având și slujbele, am simțit o întărire foarte mare și am simțit că de acolo a venit puterea, de fapt. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes. Noi vă mulțumim pentru că pentru această inițiativă și succes să continuați.